Ies la iveală noi dezvăluiri din scandalul azilelor din Ilfov potrivit jurnaliștilor de la Centrul de Investigații Media. Primăria Voluntari, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și al Internelor știau despre ororile din cel puțin un azil condus de ONG-ul lui Godei. Și vorbim despre azilul din Voluntari, acolo unde primii beneficiari au fost duși pe data de 4 octombrie 2021. Și tot atunci au început să curgă și petițiile vecinilor. Povestea de groază a celor 30 de bătrâni duși la azilul din voluntari a început pe 5 octombrie 2021. Atunci oamenii au fost mutați aici și câteva zile mai târziu, vecinii au început să-și pună întrebări și au spus și primăriei voluntari, condusă de Florentin Pandele. Potrivit jurnaliștilor de la Centrul de Investigații Media, o primă petiție a venit pe 12 octombrie 2021, în care oamenii din zona azilului se plângeau că nu au fost informați că vila de lângă ei a fost transformată în adăpost pentru oameni cu dizabilități, deși legea scrie clar că vecinii trebuie informați de schimbarea destinației unui imobil. Iar două zile mai târziu, aceiași vecini trimiteau o altă adresă către ANPDCA, document în care oamenii vorbeau despre rele tratamente la care sunt supuși beneficiarii din centru. Niciun răspuns, nici de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și nici de la Primăria Voluntari. Primărie care pe data de 24 noiembrie 2021 mai primește o adresă, prin care îi se cere să dovedească legalitatea existenței căminului din voluntari. Asta după ce în 5 noiembrie 2021 aceiași vecini semnalează primăriei voluntar printr-o adresă transmisă prin e-mail disconfortul creat de faptul că vila în care funcționează centrul nu este racordată la canalizare, în condițiile în care clădirea dăpostea cel puțin 30 de beneficiari, plus personalul de îngrijire. Improvizația cu o fosă septică și o pompă care aruncă dejecțiile în canalul colector din stradă nu mai făcea față. De asemenea, în 10 noiembrie 2021, vecinii se sizează DSP Ilfov, relatând că aud țipete și zgomote din interiorul centrului, precum și dese incidente pentru care sunt chemate poliția și smurdul. Mai mult, vecinii se plâng că ar fi găsit recipiente cu pastile aruncate peste gard la ei în curte. Iar în 22 noiembrie 2021, Primăria voluntar primește o nouă adresă. De data asta, din partea unui grup mai mare de cetățeni care locuiesc în vecinătatea centrului. Cu toții se plâng de același miros pestilențial emanat de la improvizația de la canalizare. Aceeași adresă este transmisă și gărzii de mediu, precum și DSP Voluntari. Asta pentru că, o zi mai târziu, în 23 noiembrie 2021, vecinii se scrie din nou Ministerului Muncii, căruia-i oferă și mai multe detalii, despre posibilele rele tratamente la adresa beneficiarilor din centru. Petiționarii se plâng că personalul din centru este insuficient și slab pregătit, că periodic vin ambulanțe și că din demisolul imobilului se aud țipete, gemete, zgomote de altercații însă nu s-a întâmplat nimic. Așa că după sărbătorile de iarnă din 2021, în 17 ianuarie 2022, asistați de o casă de avocatură, vecinii deja disperați întocmesc o adresă mamut pe care o trimit către toate instituțiile care, potrivit legii, ar fi trebuit să verifice tot ce se întâmplă în centrul Sfântul Gabriel cel Viteaz de peste gard de ei. În adresa către primăria voluntar, petiționarii scriau explicit că încă din toamna anului 2021 au sesizat existența unor zgomote puternice, care sugerau suferința sau agresivitatea persoanelor aflate în interiorul imobilului, țipete, urlete extrem de puternice. Prin același document solicitau informații despre autorizarea și funcționarea respectivului centru și tot nimic. Așa că oamenii au dat în judecată primăria lui Pandele, forțând astfel un răspuns din partea instituției conduse de soțul Gabrielei Firea. Florentin Pandele se spală însă repede pe mâini și arată, într-o întâmpinare depusă la Tribunalul București, că primăria nu are calitate procesuală, dar dă totuși câteva detalii. Aflăm din respectivul document că Poliția Locală Voluntar din subordinea primarului Pandele a primit petiția trimisă primăriei în 23 noiembrie 2020. A înregistrat-o și, fiind vorba de o chestiune legată direct de canalizare, a pasat-o companiei municipale locale EuroapaVol. Nimic despre cererea din 17 ianuarie în legătură cu care se desfășura de fapt procesul. Mai mult, anexată întâmpinării este și o hârtie din partea Direcției de Asistență Voluntari. În acest document semnat de Daniela Lazar, șefa instituției, se afirmă explicit că nu a fost depusă nicio solicitare privind verifica autorizațiilor necesare pentru înființarea și autorizarea respectivului centru. Cu alte cuvinte, de la un capăt la celălalt, toți au negat documentele trimise de cetățeni. Dar toți știau.